Монастырь Сантимет, а Матимет монахини на Румынии. Монастырь Нямц. Монастырь Нямц авел мульти муши. Персат, сад, интрич, ерау в монастырь Нямц. Ши сад, саду пескань. Ши копан калыт, ерау муши для монастырь Нямц. Ши примул старец, карентимет. Ел авел гриш для честь муши. Din poestele, pe pământuri, pe vii, pe livieți, se duceau la mănăstire. Și el vedea că din mănăstire se refugiază monahii și s-a dus la Sinodul Rus și a cerut permisiunea, binecuvântarea de a întemeia o mănăstire pe teritoriul Basarabiei pentru monahii din România. Și-au obținut această binecuvântare și-au ales acest satul acesta și-au întemeiat pe mănăstire. În icoană trebuie să fie adevăr. Dacă un copil îi dă să deseneze o masă, el o să o deseneze cu patru picioare. Un pictor, dacă o să o deseneze, a treilea picior nu o să-l deseneze, sau a patrulea picior, care nu se vede, el nu o să-l deseneze. Deci icoana nu poate să mintă niciodată, deci în iconografie, cel care se închină la icoană trebuie să intre în convorbire cu icoana, în dialog. De aceea, dacă masă un pictor o desenează aici, mai aproape, mai lată, mai depărtat, mai îngustă, un iconograf desenează invers. În spate mai mare, în față mai mic. Și toate lucrurile acestea, adică în iconografie, se le dau altfel. Din ce cauză? Ca omul să intre în dialog cu icoana. Adică știți că a fost perioada asta cu iconoclasmul, lupta împotriva icoanelor și așa mai departe. Din ce cauză a fost lupta aceasta? Pentru că icoanele erau desenate altele moarte. Erau oameni care vroiau să-și caute un ban, să facă un ban și să apucau de făcut icoane. Și icoanele cele nu vorbeau, erau niște icoane moarte. Adică te uitai, da, era chip, era scris Iisus Hristos, dar nu era imagine, nu era mișcare în icoană, nu era, adică suflet de viață într-un fel.